iulie este o zi de sărbătoare pentru românii de pretutindeni. Ziua imnului național al României este o sărbătoare a spiritului poporului român. Deșteaptă-te, române! S-a născut în vremuri de restriște pentru națiunea română, iar versurile sale au răsunat pentru prima dată la 29 iulie 1848. Alături de drapelul tricolor, de stema și sigilul țării, imnul național este un element definitor al poporului român și unul dintre simbolurile naționale. Respectându-le, ne respectăm originea, strămoșii, istoria și poporul. La zi de sărbătoare, dar și în orice alt moment al vieții, este de datoria noastră ca români să intonăm imnul cu mândrie și să ne exprimăm patriotismul. O dovadă simplă a atașamentului nostru față de țară, de popor, de valorile noastre, este gestul ducerii mâinii la piept în momentul intonării imnului național, așa cum sunt dispoziții articolului 20 alinea 2 din Regulamentul Onorilor și Ceremoniilor Militare în Ministerul Afacerilor Interne privind comportarea pe timpul ceremoniilor, act normativ publicat în Monitor Oficial numărul 330 din 7 mai 2014. La mulți ani imnului național, la mulți ani România!